Sindicatele din penitenciare au declarat în urma afirmațiilor fostului ministru Elena Udrea privind condițiile de detenție din România că a devenit o cutumă printre politicienii infractori să lanseze acuzații false despre condițiile din penitenciare pentru a scăpa de pușcărie. Conform CT100.ro, polițiștii din penitenciare transmit că este adevărat că nu avem un sistem penitenciar așa cum și-ar dori politicienii infractori dovediți de justiție, însă banii publici furați timp de 10 ani de Elena Udrea și de clientela politică din anturajul acesteia ar fi putut fi folosiți pentru investiții în condițiile de detenție și de muncă din penitenciare. Liderul sindicatelor din penitenciare afirmă faptul că Udrea va beneficia în închisoare de condiții mult mai bune decât cele de care beneficiază bătrânii din aziluri, copiii din orfelinate și bolnavii din spitalele publice. Reprezentanții Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor cataloghează drept atacuri sistematice Udrea la imaginea poliției penitenciare. Afirmațiile Elenei Udrea privind condițiile de detenție din România, considerând că poliția penitenciară este prejudiciată prin aceste afirmații. Din păcate, am avut o clasă politică din care a făcut parte și fostul ministru Elena Udrea, care timp de un deceniu a furat nu numai banii publice ai României, ci și educația și sănătatea românilor. Efectele le vedem astăzi. În continuare, Elena Udrea nu renunță la prejudicierea poliției penitenciare, chiar din calitatea sa de infractor dovedit și condamnat, lansând în spațiul public românesc, inclusiv în spațiul public din afara granițelor țării, acuzații nefondate despre posibile condiții inumane și degradante din penitenciarele românești. A devenit o cutumă printre politicienii infractori să lanseze acuzații false despre condițiile din penitenciare pentru a scăpa de pușcărie. Se arată într-un comunicat. El susține că Udrea arată sistemul penitenciar după ce a contribuit timp de 10 ani la sărăcirea unor generații de români, printre care se află și familiile polițiștilor de penitenciare. Sindicaliștii din sistem explică și care sunt condițiile în care fostul ministru va executa pedeapsa. Astfel, după ce va ajunge în România, Elena Udrea va fi dusă la penitenciarul de femei Ploiești, Târgșorul Nou, unde timp de 21 de zile se va afla în carantină într-o cameră ce îi va asigura un spațiu minim de 4 metri pătrați. În perioada de carantinare-observare, se studiază comportamentul și personalitatea Elenei Udrea, se efectuează examene medicale, se desfășoară activități de educație sanitară și se evaluează nevoile educaționale, psihologice și sociale în scopul stabilirii ariilor de intervenție și asistență. La finalizarea acestei perioade, Elenei Udrea îi se stabilește planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică, prin care se precizează activitățile și programele în care fostul politician urmează a fi inclus pe perioada deținerii, transmit sindicaliștii, relatează CT100.ro.